Așa că o chemă pe Odniela alături de noi, superba Odniela Ciucă. Te-ai parfumat? Oh. Care a spus săptămâna trecută că va prepara cea mai bună ciocolată din lume. Vreau să vă spun că și-a respectat promisiunea și a venit cu o nouă ciocolată cu crema ciocolatei internaționale. Dar precum rostea tovarășa academician, știi că tot am vorbit zile trecute de tovarășul, dovada, să vină dovada, Odniela și ciocolata ei, Ciucă. Foarte bună piesa asta, Iulica, mi-e gusta la ciocolata. Ciucă, vrei să guste puțină ciocolată? O să-ți dau o veste, am gustat. Ai, las-o încolo. Tu, adică am tu trebuie să guști. Stai un pic, am gustat, când ai gustat? Puțin mai devreme. A, dacă îmi spuneai că ai gustat aseară, erai mafiot. Nu, nu s-a întâmplat asta. Era... Hai, te rog, Odniela, să luăm. Dacă erai mafiot, aveam șosete. Da, perfect, mafiot cu șosete. Acum ai glezuța goală? Da, bă, păi am văzut o fotografie. Sunt mafiot. Ai fără... văzut fotografia aia? Cu Van Damme, cu Stallone, cu Schwarzenegger, toți îmbrăcați la costume, nu se vede gleznuța deloc. Și scrie cineva acolo, uite bă, ăștia mafioți, nu... Corect. Da. Mă rog, hai să revenim la ciocolata noastră. Revenim Odniela, la ciocolată. În primul rând arăți foarte bine, dă nevoie să-ți spunem acest lucru. Mulțumesc. Ești foarte drăguță, vreau să spun că Ciucă de două zile e brăvășită, că nu mai știe ce să mai facă. Da. Să și revenim la ciocolată, nu, zic. Stai, că revenim și la ciocolată imediat. Deci pur și simplu e răvășită, efectiv, praf. N-am mai dormit nopțile, visează. Nu știu dacă l-am răvășit, da? L-ai răvășit, ca și pe, și pe mulți telespectatori care se uită la ora asta la noi la emisiune. Să nu-ți dau virus. Mulțumesc pentru compliment oricum. Da. Dar zic să revenim la ciocolată, stai un pic, că până eu la sunt ciocolata. Deci da, până la ciocolată. Deci tu, tu cu mânuța ta ai făcut-o? Da. Ai și filmare? Am niște poze, niște story-uri. Da, pot să adică zic că am filmare. Instagram, am dovadă. Pe Instagram-ul tău, Odniela, există dovada că tu ai amestecat. Chiar o să postez. Uite, am imaginile și pe ce plec de aici în emisiune. O să postez deci, rețeta, să spun așa. Bine, nu dovada, chiar, oameni buni. Dovada că Odniela chiar ea le-a gătit. Deci ce avem aici, draga mea, Odniela? Păi, eu zic mai întâi să guști, dar să guști din varianta simplă, ca apoi să-ți spun și combinațiile pe care le fac eu. Uite, astea sunt simple, ca să vezi baza mai întâi. Da, gust puțin. Okay. Greta, am voie puțin, așa, doar nu de... Nu are foarte mult zahăr, nu. Să știi. Doar chiar o picătură. E foarte, foarte ok. Da, așa puțin. Foarte bun, dar asta n-are zahăr. Păi, dar asta are ceva iute. N-ai gustat suficient, cred. Are iute. Trebuie ai să mai gust. Ai pus ardei iute. Pentru că n-ai gustat suficient. N-a gustat suficient. Ai vrut să faci o farsă, o glumiță? Ce părere și ai? Cum am e, prins? E combinația bună sau nu? E combinația perfectă, numai care ardei și iute. Și Ciucă aș vrea să guste din varianta ia asta simplă. Ia vine o Ciucă coace. Guce, Ciucă, nu. Din ce să gust, ca uite, uite, asta cu migdale. Asta cu migdale are un pic. Dar iei așa direct una întreagă dacă ești bărbat. Da, mă, ce vorbești? Hai mă, ori ești bărbat, ori nu. Din asta? Da, ia. E varianta simplă de ciocolată. Păi dacă spun Odniela cum ai mâncat un wasabi întreg, tu știi cum e? Hai. Nu, chiar da, e ok. Bine, hai, mă. Acolo a fost, am avut miză. Hai mă, direct. De o bucățică de ciocolată te face pe tine. Am cu neașa pican. Cum? Nu e pican, e foarte bună, nu? Da, și cu eu mănânc pican. Păi ia, mai încerc o toată, hai. Trebuie să mă dau mai departe de el, că s-ar putea să... Scoate flăcări? Bine, de fapt acum se simte puțin. Se simte un pic, iute? Da. Dar nu e atât de rău. Nu e atât de rău? De ce lăcrimezi? Nu lăcrimezi. Lăcrimează din alte motive, Odniela. Crede-mă că lăcrimează din alte motive. Mai departe, ce avem aici? Ma... Asta e efectul, okay. Asta e efectul Odnielei, știi? Asta e efectul Odnielei. Te o vezi prima dată, dar e în regulă. Și apoi... Nu? Nicolaina, poftești și tu, a? Fii atent, mă, Nicolaina. Ești mai tare decât Ciucă? Mănânci două bucăți. Hai, vino. Deci are mamă. 10 lingurițe de ardei iute treaba asta, plus un sos, nu, dulceață de ardei iute. Da. Fii atent, băi, repede, vreau celelalte să vedem. Celelalte sunt ok, astea erau, uite-te, voiam uite-te, să vă fac și o mică capcană, dar bună. Deci vină încoace, iei două bucățele de astea și ești mai tare decât Ciucă. Bun. Dacă Ciucă mai ia încă una, e mai tare decât tine. Haide. Ciocolată? Două, da, ciocolată. Ciocolată. Hai, ciocolată. Ciucolaină. Două. Aveți doctor? Hai, repede. Hai, mă, Nicolina, stai și analizați atât la... Dă-mi o... Stai. Hai, repede, pac. Hai, mă, pămănânci sau nu? Ciocolată, Gina. Gata, ciocolată. Opa, ia Ciucă, următoarea. Nu. Hai, mă, următoarea competiție. Ia, mă, tu încă una. Da, așa a spus regizorul de la Vlad, serios, e scenariu. Tu ai zis că mănânci două. Bună? Bună. Hai, mă, mai ia una dacă ai curaj. Haide.
Hai mă, Nicolaina, băi, ori sunt, ori... Lasă-mă de așteptat. Ia încă una. E bună, nu? Eu. Hai, ia încă una. Una mare, uite. Una, ia, uite, fii atent, ia-o pe asta. De ce nu faci tu concurs cu ei? Întreb una mâine. Ți-am zis, sunt la o dietă. Să fiu și eu. Eu am crezut că astea-s vișine. Să dau verdictul. Hai de ciucă, vrei? Iei una? Vișine n-avem. Iei încă una? Uite, asta e cu merișoara. Bine, ia una. Vai mă, băi, de ciute, vai mă, gătit-o din ela, hai. Dar ia și tu una. Haide că am luat mai devreme. Hai de luați. Hai, bravo. Hai mă și tu. Uite, ciucă mai tare. Așa, egalitate. Care nu se lasă. Ai văzut tu, Oltean, să nu merge. Cred că rămâi singur azi, gata. În emisiune, e aranjat. Ia e Odniela, o știți. Da, bună, Odniela. Bună. Iubește ciocolata. Ce e ciocolata ciucă? Fără ardei. Am luat capul de la iutele ăsta. De a luat capul, nu-i nicio problemă. Are și fără ardei, are cu merișoare, are și cu biscuiți. E cu totul bine, băieți? Da, e perfect. Da. Fix cum am plăcut. Să mai vin cu ciocolată de casă? Perfect, perfect. Perfect. Odniela, vreau să-mi dai mâna. Nu să te uiți în ochii mei și să-ți spun, să-ți fac o propunere. Ok, ce propunere? E destul de dulce. După ce au mâncat băieții ciocolata asta, da, e destul de dulce propunerea. Mamă. Ce fețe au cele. Fii atent, ia, fii atent. Da. Ia, ia. Mă gândeam, așa. De exemplu, de luni, de când începem noi tortul de aur, cum ar fi să fii membră a juriului? Accept, nu cred. Bravo! Tortul de aur, păi asta înseamnă că poți să și gust din asta trebuie să și gust, să și mănânci, pentru că tu ești nebunită după dulce. Perfect. Accepti, da? Accept. Și nu trebuie să acestea mă pup pe mine. Acestea fiind spuse, o declarăm pe Odniela. Membra juriului, poftim? Vor fi preparatele ok sau cu piper? Acum nu știm, fiecare cetățean că am și eu de zis ceva. Care e camera mea acolo? Aia. Vezi, Gianina, ce ai pierdut, dacă mă pupai, erai tu în juriu. Nu cred că ai zis asta. Ce treabă are asta, mă, că era Gianina în juriu? N-are treabă. Pe ce treabă are? Eu zic să mai iei o pătrățică de ciocolată. Fac să vină să mă pupe acum, să spargă ușa. Mai avem un loc în juriu. Ia deci, ciucă mâine, poi mâine. O să vedeți fete prin cancan sau prin click. Ciucă mi-a promis că mă face vedetă de televiziune. M-am întâlnit cu el. Și profesorul nimic. De televiziune. Vrei să fiu managerul? Nu te scuze, mă, pe asta cu Gianna. Deci, Odniela, e totul perfect. Să știi e că perfect. Ai câștigat acest loc în juriu, nu pentru că te-ai pupat cu Ciucă și pentru că vă gătești dulciuri. Nu pentru că m-a pupat Ciucă, te rog să specificăm, adică... Da, exact. Așa e corect, nu? Corect. Dar ți-a purtat și noroc, a fost. Vine, mă! Nu știu acum dacă mi-o dai ghinio sau noroc, dar... Mamă, ce iute asta! Da, mai luați, mai luați, luați... Nu, lasă, noi avem trei pătrățele. O să iau din asta cu migdale, cu da. Ce hai. Sunt ele aici, cu... Uite, cu fursec. Hai, 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 repede, că ne cam încurcați. Perfect. Mai stăm sau... Faceți pași acum, e ok. Luați-o înainte. Farfuria? Cum? Nu, farfuria lasă aici pentru următoarea invitată. Tot Niela mai rămâi cu noi. Deci nevoie de ceva, mă, Odniela? Nu, sunt bine, mulțumesc. Ai de niște apă, dar cred că am acolo. Ia-l pe ăsta. Ia-l tu, gata, pe ăsta. E ok, deci are și apă, e perfect, da? Bun, deci de luni vii pe la noi, da? Vezi de că le facem luni, miercuri și vineri. Concursuri, competiție cu juriu. O să vină și președintele juriului, Flavian, omul care este în primii 30 de șef de cofetari din lume. Adică dau trenduri, foarte tare deci treaba. Deci voi avea și de unde se iau rețete și... Da, dar va trebui noi să ne bazăm pe gustul tău, înțelegi? Adică pe papilele să, tale gustative. S-ar putea să mult desert, așa că s-ar putea să rămâneți fără torturi în emisiune. Nici nu contează, Odniela, îți dăm absolut tot ce trebuie.